Furtunile fac prăpăd în mai multe zone din țară, vântul a smuls acoperișuri, a pus la pământ copaci, câteva mașini au fost distruse de ramurile care au căzut pe ele. Alex Prunean ne spune mai multe despre ce se întâmplă în acest moment. Alex, te rog. Bună seara, așa este, furtunile au făcut prăpăd în mare parte din țară, dar cel mai grav afectate au fost județele din vestul și nordul României. În județul Cluj, spre exemplu, au fost zeci de apeluri la 112 după ce furtunile violente au lăsat mai multe blocuri fără acoperișuri și au rupt copaci care au blocat străzile. În Dej, de exemplu, mai multe blocuri au rămas fără acoperiș, acestea fiind aruncate de vânt pe mașinile din parcări. Tot la Dej, mai mulți copaci rupți de vântul puternic au blocat străzile principale ale orașului. În localitatea Cășeiu, de asemenea, vântul puternic a lăsat fără acoperiș biserica din sat, iar mai multe străzi din Chiuiești, județul Cluj, sunt blocate de arbori căzuți la pământ. Furtuna a făcut probleme și la Petroșani, unde acoperișul pieței centrale a orașului a fost spulberat de vânt. Probleme sunt și la Alexandria, unde mai multe străzi au fost blocate din cauza copacilor căzuți pe carosabil. În toate aceste cazuri, la fața locului intervin echipaje ale pompierilor care muncesc din greu pentru remedierea problemelor. Mulțumesc foarte mult! 25 de județe sunt în acest moment sub cod galben de furtună. În legătura telefonică directă cu noi este meteorologul de serviciu Viorica Dima. Bună ziua! Bună ziua! Într-adevăr, gradul de instabilitate atmosferică manifestat în cursul zilei de astăzi a fost unul deosebit de accentuat. Am consemnat vijelii în județele Teleorman, Mureș, Cluj, Harghita, de asemenea căderi de grindină în partea de sud-vest și centru a țării noastre și am avut până la această oră în vigoare numai puțin de 15 coduri pentru fenomene severe imediate, așa numitele coduri de nowcasting portocalii, vizând zone destul de extinse din Oltenia și din Transilvania. Acestea au fost, de fapt, cele mai afectate regiuni până în acest moment, dar și partea de vest și de nord a Munteniei. Iar în următoarele ore, fenomenele vor fi în continuare în derulare, deși tendința este ca treptat, odată cu intrarea în noapte, sistemele, formațiunile noroase responsabile de astfel de fenomene și activitatea frontului în sine să se retragă spre partea de nord a țării noastre, însă aceasta se va întâmpla foarte probabil în a doua jumătate a nopții. Până atunci rămânem în continuare în alertă în ceea ce privește atât intensificările vântului care au depășit 80-90 de kilometri pe oră în câteva județe din Transilvania, cât și cantitățile de apă cumulate din aversele ce au și caracter torențial. Bun, în București? În zona capitalei, deocamdată și pe toată partea de sud-est a țării, astfel de fenomene s-au semnalat pe arii restrânse și la cote mult mai reduse, însă este foarte probabil ca undeva în orele serii să avem parte și în capitală de averse de ploaie, însă violența fenomenelor va fi mult diminuată de faptul că acestea se declanșează în zona capitalei către seară și nu în orele prânzului, așa cum a fost cazul celor din Oltenia și Transilvania, atunci când intensitatea este mult favorizată și de temperaturile mai ridicate. Deci odată cu intrarea în seară, lucrurile ar trebui să, spre orele serii, lucrurile ar trebui să se mai liniștească un pic. Vom avea, desigur, intensificarea vântului, foarte probabil și aversă, însă la